O să vă invit să vedeți ce s-a întâmplat cu Roman și Elena, pentru că îl văd pe Roman aici și sunt tare curioasă ce s-a întâmplat la întâlnirea lor. Ți-a plăcut cum sunt în situația în care sunt, da? Da, eu zic că puteți să ne descurcăm împreună. Nu contează așa mult situația ta. Shopping-ul? Ce înseamnă shopping-ul pentru tine? Să ies în fiecare săptămână, să mă renuiesc garderoba. Da, tu îți imaginezi, dacă o să ieși în fiecare săptămână să renuiești garderoba, copilașii mei o să stea dezbrăcați. Eu nu vreau să am o femeie care să se numească gaura bugetului. Adică să cheltuiască banii pe care eu și așa nu i-am la infinit. Dar de câte ori vrei să ieși tu în cluburi? Pe săptămână, pe lună, nu știu? O dată pe săptămână măcar. O dată pe săptămână? Interesant. Interesant. Se pare prea mult? Da, mi se pare că asta o să fie o lovitură în buget. O lovitură serioasă, eu așa cred. Dar eu nu văd situația asta ca eu să ies cu tine, mai ales în cluburi, fiecare săptămână. Și copiii să rămână singuri acasă. Pe o seară, pe săptămână, zic că merită și pe să ieșim, nu? Mie mi se pare că tu cauți distracții. Nu știu, așa te văd eu. Adică tu ești tânără, tu arzi, tu vrei să ieși, să fii cu companie, cu prietenii, cum ai spus tu. Eu când am venit la emisiune m-am gândit și știu situația ta. Dar m-am gândit că totuși putem să mai ieșim, să stăm și noi, ieșim la cumpărături. Nu mă gândeam că o să stăm numai în casă. Cum ți-am mai spus, că eu țin la bani și cheltuielile pe care eu le am, mai mult investesc în copii decât în mine, sincer să spun. Înțeles. M-a deranjat că mi-am făcut observație legată de unghii, pentru că trebuie să am grijă de mine. Mi se pare normal să îmi fac unghiile sau să merg la cumpărături sau multe alte chestii, să ies în cluburi. Eu caut o fată naturală, o femeie, care nu este cu tot felul de frumusețeri. Dar sunt femeie până la urmă. Dacă îmi pun unghii sau merg la cumpărături, asta nu înseamnă că cheltui prea mulți bani, trebuie să am grijă de mine, nu? Da, eu recunosc că aceasta e frumos, nu zic nimic. Dar cum speli tu vasele, cum speli pe jos, cum faci treaba, cum mângâi copiii cu unghiile astea? Niște petrecele. Exact. Da? Niște petrecele, astea ce sunt? Sunt prețioase. Da? Și ele dacă odată se scot, nu se mai pun, da? Nu. Adică dacă le pus odată, trebuie să le arunci, nu? Exact. Nu le poți folosi de mai multe ori. Nu. Dar aceste petrecele am văzut că unii își pun și în dinți, așa ceva. Nu-ți pui așa? Deocamdată nu m-am gândit la asta. Eu vreau o mamă, în primul rând, o mamă, o iubită, care să fie mai aproape de familie decât de cluburi sau decât de prieteni, ieșiri. Să fie mai gospodină. Ți-ți place să pregătești, să gătești mâncare, să... Cum, ce zici tu de bucătărie? Ce bucătărie îți place? Sincer, nu-mi place să stau în bucătărie. Nu îmi place să fac mâncare. Eu mănânc mai des la restaurant. Că pregătesc și eu, nu e problemă. Eu pregătesc, cred că o să-ți placă mai mult decât ce pregătesc eu, decât o să mănânci tu la pizza sau la șaormerie sau nu mai știu. Eu zic că aș fi putut să fiu o mamă bună. Chiar îmi plac foarte mult copiii. Mi-a fi plăcut să-i cunosc. Eu nu te văd pe tine, mămică. Adică tot ce ai spus, totul rezultă că tu aștepți de legață distracție. Eu te înțeleg perfect că ești tânără, vrei să te distrezi, ai energie multă, prieteni care te influențează, care vrei să te vadă, să se vadă cu cine ești, să ieși în public. Mi s-a părut un băiat foarte ok, îmi doream un bărbat mai matur. Eu cred că nu o să ies cu Elena la două întâlniri. Mă simt dezamăgită, mă așteptam să fie un timp mai ok, să nu se gândească atât de mult la bani, să mă lase să fiu mai libertină, ținând cont de vârsta pe care o am. Ea are viața înainte, ea are alți pași în ceea ce privește viața ei. Îmi pare bine că l-am cunoscut, dar asta este.
Chiar dacă cei de la Il Destino au fost gazde exemplare, știți, nu întotdeauna întâlnirile sunt reușite. Le mulțumim oricum pentru ajutorul pe care ni l-a oferit. Și ție nu pot să spun decât atât, Roman. Ți-au spus, doamnele. Dar știți, fiecare dintre noi facem la fel, până nu ne dăm singuri cu capul de tocul ușii, nu ne lăsăm. Bine! Gabriela a avut lângă el două femei, două fete, două domnișoare, mă rog. Putea să aleagă un pic și cu rațiunea, nu numai cu inima, având în vedere situația de acasă. A avut o femeie cu capul pe umeri, cu picioarele pe pământ, care merita tot respectul. Bine!